Salut! Astăzi, la debutul proiectului meu cultural, am plăcerea să vă prezint cartea 6 sași și 6 saci de Carmen Ivanov, primul manual de dicție din România. Voi începe cu o întrebare, sau două. Știați că foarte cunoscutul actor Mihai Mălaimare în copilărie și adolescență era bâlbuit și peltic? Sau că marele, regretatul Florian Pitiș a fost respins la primul examen de admitere IATC din cauza dicției? Mihai Mălaimare are o carieră de succes în teatru pe parcursul câtorva decenii, a jucat în numeroase piese, este și regizor, iar în prezent este director al Teatrului Masca. Florian Pitiș, om de cultură, actor, poet, cântăreț, a rămas în amintirea noastră pentru rolurile de pe scenă, pentru monologurile sale impresionante, pentru vocea și dicția sa impecabile și unice, pentru activitatea muzicală și așa mai departe. Ce vreau să vă spun este că dicția și defectele de vorbire nu numai că se pot îmbunătăți prin exercițiu, dar se pot obține chiar performanțe remarcabile. Câteva cuvinte despre autoarea cărții. Carmen Ivanov este unul din cei mai cunoscuți trainer de dicție din România, cu o bogată activitate în radio și televiziune. A lucrat la Radio Contact, Radio București, Radio Mix FM, la Postul TV în 24, unde a fost, pe rând, editor de știri, voice-over și prezentator. A lucrat 5 ani la Realitatea TV ca editor de jurnal și senior editor la secția social. A fost trainer al școlii radio și ține cursuri de dicție, public speaking și voice-over. În ultimii 10 ani, la cursurile susținute de Carmen Ivanov, au participat peste 2000 de persoane, printre care și subsemnatul. 6 sași în 6 saci este o carte care trebuie și merită citită din scoarță în scoarță, cum se spune. Este o carte eveniment, fiind primul și unicul manual de dicție din România. Și pentru că am dat exemplele anterioare cu cei doi mari actori, precizez că 6 sași în 6 saci se adresează celor care își doresc o carieră în radio, televiziune, teatru, dar în egală măsură tuturor celor care vorbesc în public, avocați, oameni politici, purtători de cuvânt și PR, celor din vânzări, marketing, profesorilor și cadrelor didactice în general, de la învățământul preșcolar și până la cel universitar și postuniversitar, trainerilor, indiferent de domeniu, translatorilor, ghizilor și așa mai departe. Manualul de dicție vă oferă cele mai bune și cele mai noi metode de exersare a elementelor dicției. Volumul vocii, ritm, pronunție, tonalitate, respirație și dificultăți de articulație. Totodată, în manualul de dicție 6 sași în 6 saci, veți descoperi cea mai vastă culegere de exerciții cu peste 300 de aplicații practice. Așa cum spune Aurelia Marinescu în cartea Codul Bunelor Maniere, o dicție îngrijită este apanajul unui om educat și este un atu în dobândirea succesului social și profesional. Afirmam mai devreme că 6 sași în 6 saci trebuie citită pagină cu pagină, nu în diagonală. Mai corect spus, trebuie studiat. Exercițiile din carte trebuie făcute cu regularitate pentru a realiza progrese. Eu am cumpărat cartea în vara lui 2015, cu ocazia lansării altei cărți de Carmen Ivanov, Străfurnica și prietenii săi, un manual de dicție pentru copii. Vă mărturisesc că mie îmi sunt foarte utile exercițiile de dicție din 6 sași și 6 saci. Exersez de 2-3 ori pe săptămână, minim 30 de minute, iar exercițiile de încălzire a aparatului fonator le practic înainte de fiecare prezentare sau training pe care îl susțin. De asemenea, înainte de fiecare filmare pentru canalul meu YouTube. În plus, față de cele menționate, exersez uneori și la volan, în drum spre sau de la birou, evident, exerciții pe care le pot memora și care nu presupun lectură din carte. 6 sași în 6 saci are un nivel academic desăvârșit, dar totodată este captivantă și accesibilă. Elementele de teorie sunt bine dozate, iar exercițiile sunt grupate pentru remedierea și optimizarea pronunției diferitelor sunete sau grupuri de litere. Chiar titlul cărții, 6 sași în 6 saci, este un exercițiu de dicție. Cartea a apărut la editura Favorit și se poate comanda pe site-ul dicție.ro. Pe acest site veți găsi o mulțime de lucruri interesante și utile, de la bâlbe până la exerciții de dicție, precum și informații despre cursurile organizate de dicție.ro. Așa cum frumos încheie cartea autoarea Carmen Ivanov, vă spun și eu spor la descocostărcărire și mulțumesc pentru atenție. Sunt Cosmin Niță și vă invit la lectură.